Salutare tuturor, bine pe acest canal. E o nouă dimineață pentru noi că avem ceva treabă și trebuie să plecăm urgent undeva, cum ar veni, dar după ce vinim trebuie să mergem să ne apucăm direct de treabă, da? Și avem niște vești senzaționale, nu ne vine să credem. Deci, cu ce să începem prima dată și prima dată? Începem cu început. Deci, un domn, super domn, niște persoane super tari și super de treabă, care avem și noi multe de învățat la el ca o vârstă și super înțelept, cum s-ar zice, și super de treabă și... Ne-a donat o sumă super, super mare când ne-a văzut că muncim din greu aici și așa a zis că băieți trebuie să vă mai relaxați și voi o zi, doamne, să vă relaxați undeva. Nu ne-a venit să credem. Nu ne-a venit să credem când ne-a anunțat. Da. Băi, n-avem cuvinte de mulțumire, suntem alea că pot să mă răscui destul de dimineață de asta pe fețele noastre, că se cunoaște. Da, asta este. Asta este, de înainte. Și ne-a donat o sumă incredibilă. Suma este de 1000 de euro, de adică 50 de milioane am rămas surprins, adică băi, n-are cum. Așa, wow. Și nu vreau să-i spunem numele, deci nu vreau să-i spunem numele, vreau să fie confidențial chestia asta ca să știm doar noi de asta. Așa că a spus doar să spunem suma că e un domn din Germania acum, reunie așa, care ne-a donat 1000 de euro. Și în suma asta ne-a spus că ar merge bine dacă mergem la mare ca să nu mai filmăm cu această cameră, dacă m-a întrebat ce am bun și nu filmăm acolo. Așa că are probleme la, nu știu, la sunet, la cauza la microfonul ăsta. Cauza la microfonul, trebuie schimbat. Nu să audi, pe urmă se întrerupe, pe urmă iarăși revine. Da, și camera asta, o să filmăm când o pune pe suport, așa, da. E greu de ținut în mână că e destul, nu e neapărat că e așa de greu, dar ți-amorțești mâna când stai așa, că e așa destul de greu. Ți-amorțești mâna și na. Și chiar domnul a spus ca să ne ușurăm puțin treaba, o să ne luăm un GoPro, nu? Da. Ce fel de GoPro? O spus ca să când dacă ești într-un casă ne mai rămână bani de mari, cum ar veni în restul de bani când mergem la mare, o să luăm un GoPro. Și noi ca să ne ușurăm și noi treaba și să îndeplinim cum ar veni dorința, am dat deja comandă, a venit deja acasă, am dat comanda, alaltieri și a ajuns, aseară au ajuns pachetele astea. Am dat comandă de un așa, de un GoPro Hero 9 Black. E ultimul model, cred că a apărut acum, nu știu. Foarte bun. Așa și-o dorit și el. Așa ne-a spus, băieți, luați-vă un GoPro Hero 9, că asta o să vă facă treaba cu siguranță. Și special l-am luat. Special l-am luat. Plus că am mai luat un selfie stick ca să filmăm cu GoPro, că n-avem selfie stick pentru el. Dacă are o anumită prindere. Și n-avem cuvinte de mulțumire, nu știu, mulțumim și lui Dumnezeu în primul rând că ne-a oferit în calea acești oameni minunați. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Că asta e cea mai important. Tot ce vă doriți. Și mulțumim și vouă abonaților tuturor că sunteți alături de noi, că ne dați like la fiecare video acolo, așa că oricât e like, oricât e dislike, nu contează un comentariu, oricât e de bine, oricât e rău, la noi nu contează, oricum le citim pe toate. Toate. De minimare și nu știu. Să ne apucăm de treabă, Ionuț? Hai să ne apucăm de treabă. Hai să mergem la treabă. Ne apucăm să desfacem și pachetele. Să desfacem, chiar sunt super curios, sper să nu dăm greș cum ar veni cu camera, că am avut întotdeauna câteva probleme. Dar hai să începem, vedeți că e sigilat, e tot, aici avem selfie stick-ul. Da, acolo e selfie stick-ul. Dacă mă întrebați cât am dat pe această cameră, pe cameră am dat 2107 lei cu tot cu transport am dat. Da. Ca 21 de milioane și pe selfie stick am dat 120 de lei cu transport. Da. Adică 100 de lei cu asta. În fine, cât. Hai să ne apucăm să desfacem. Chiar ești curios, n-am avut niciodată un GoPro și chiar vrem să achiziționăm unul. Oricum vrem să ne luăm de mult. Dar dacă nu ne-am permis, na, noi vrem să dăm o calitate cât mai bună, după cum vedeți, avem și cameră. Tot așa a primit cum a revenit, s-ar zice, dar achiziționăm. Pentru ca să investim corect bani. Uite aici deja. Ele. Văd aici GoPro. M-am uitat la câteva informații pe internet. Știu așa mare parte despre ce-i vorba. Ia uite. Ala gura lui, dar și frumos. Ia uite. Cred că mi-a îmbalat. GoPro Hero 9 Black. Uite că scrie aici. Păi sunt super încântat, nu știu, n-am gândit de data să mulțumim. Trebuie aștept să vedem cum filmează dacă își face treaba. Sperăm să-și facă treaba, să-l putem băga și în apă, putem băga oriunde. Chiar dacă plouă, cum sunt noi nebuni și muncim pe treabă, nu muncim pe treabă, muncim când plouă, nicio problemă. De partea ce e mare? Camera, da? De acolo. Merge. Da, tata. Poate are alte deschideri, dar nu mă pricep. Nici noi nu. Are și asta înainte, vine pe un suport anume, dar... Avem huse. Dar ce faină e și rezistent, așa, chiar e super tare. Marea surpriză. Ia uite-l, bă, băiat. Pe partea asta e cea mai mare din gama lor de produse. Cu... Așa. Ai, mamă, nu știu cu ce să începe prima dată. Așa la cred că e încărcătură, ce nu ești? Da, cablu sau USB. Și n-am avut, deci nu știm. Nu știm cum se putea avea așa. Îl prinde de undeva. Da, la GoPro-ul sau camera, cum se încarcă? Are ia uite-l cât e frumos. Bine, nu? Că jurec, abar n-avem. Păi, mă, știi ceea ce abia așteptam acum? Să dăm asta jos, ia. Da, ce-mi place să desfac astea când e ceva nou, așa, nu știu.
Din greu să desfacem să intri praf, dar oricum asta e cam greu de stricat. Dar n-am avut niciodată ușii, e super fain, e înțelegi. Noi la camera avem o baterie de 1200. Asta așa văd că are 1720. Deci e mult mai mare ca la camera. Ia vezi, domnul. Ce faină și micuțe. Te dai seama cum se filmă cu ăsta, mă? S-a prinde? Ce s-a auzit? Dar cum se vede? Ce faină se vede? Mamă. Cred că nu are baterie camera. Trebuie să facem puțin setările pe început. Am și-a prins. Numai că trebuie urmează să-i facem setările. Deci, ia două lecă mâna. Numai cu telefonul ăsta nu prea vocalizează bine, nu prea se vede bine. Bă, de zi, să băgăm și cardul în urmă, tot de da. Are și camera de pe față aici. Are și camera pe față. Vedem și în el, e super tare, e super tare, dar GoPro-ul ăsta. În fine, să-l închidem. Acum să-l punem la loc. Punem la loc să-i facem setări, noi nu avem cuvinte de mulțumire, nu știu, să ne mulțumim pentru atâtea lucruri primite și pentru atâtea daruri care ni s-au ofert. Nu știu, nu mai avem cuvinte, mă mulțumim din tot sufletul. Curios să vedem și cu bățul ăștia care-i treaba cu el. Măi, a zălut tot. Ia uite-le. Uite-le. Am văzut și pe internet, a spus că ar trebui să achiziționăm și dacă nu mă așa lei cu 4 de astea. 1, 2, 3, 4. 4. Mai zic vreuna ascunsă? Nu cred. Haide faina să prindeți cu ăsta. E altă treabă cu unul de ăsta mic așa. Ce treabă cu el? Cum e? Să vedem. Lise la plăzi așa fi dorit tu. Iată. Hei și uite ce el e ei. Ce te-a? Da, cum e zasă, că vezi cadră sprinde. Da. În păduri și că merge. E altceva. Cadră așa, la plăzi frumos pe durei. Așa. Tele și uite. Tele. Vă dați mici tele, îi mulțumim din suflet pentru toate darurile astea pe care le primim. Îi spunem încă o dată, mulțumim de fiecare dată când e ocazia. Ești neștare cuvinte. Să poți pune și la telefon mare? Da, pui GoPro să filmeze și te uiți în telefon dacă filmează bine. Și instalăm și noi poate aplicația asta, dar nu prea avem nevoie. Nu prea avem nevoie. Vă dai super tare, nu știu. Da. Frumos tare, trebuie să avem mare, mare grijă de lucrurile astea pe care le primim. E fain că bateria asta e pe o parte, nu? Da, e perfect. Nu trebuie ca să mai scoatem băiatul și ala ca să o punem la încărcat. Ca la ce? Da, ca la ce. Ești încorporat tot aici în baterie ca să încarci. Nu, dar e fain tare. E fain tare. O să ne facem treaba. Chiar ascultă. Micuța așa, dar e fain tare. Hai să filmezi, nu știi cadre acum. Dar nu merge, că dacă n-ai card. Asta e lucra, n-am un card. Trebuie să merge să băgăm un card. Da. Am pus frumos GoPro în funcțiune. Cam așa să miște, chiar dacă cred că n-am făcut eu setările așa cum trebuie. Dar cât de cât sper să se vadă bine sau așa. Dar chiar e fain. Am pus în funcțiune, de acum mergem să facem treabă, că am terminat și un episod de azi treaba și mergem să filmăm ceva, că să nu ne prindă seara pe aici, ca să măcar să facem un episod de azi ceva. Mă duc acum până la Ionuț să-l iau de acasă, că nici bine n-am ajuns. Am stat cred că vreo jumătate de oră să ne schimbăm noi, să mâncăm ceva. Și direct la treabă, tată. Ajung și noi de acum aici la cabana noastră. Arată altfel la căie, parcă.
Vezi, parcă dacă mai rămâne de la mare. Da. Hai și gine la umbră. Speram să se vadă calmea GoPro. Asta e prima oară, să vedem și la editat cum se vede. Avana, și sunetul, nu știu dacă de la distanță îl s-aude așa de bine, dar... Vedem. Vom vedea. Și vedem cine apucam prima dată, nu? Ce cu o pauză? Uite, acolo așa. Cum îi zice? Leagănul nostru, să ne apucăm de el de treabă. Când de treaba nu putem sta, trebuie să vedem ce facem. Acum ne vedem imediat. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ne-am apucat și noi aici ca să scoatem parii ăștia din pământ, să-i mutăm în altă parte. Să mutăm o leagă și să-i scoatem. Să le-am întâlnat, nu? Da. Noi avem special care așa eu nu s-a făcut toate crengele, eu am scos stradă în pui. Ne-am decis că să facem mai de aici, am văzut că scrieți voi în comentarii, să facem o balustradă la scara cei care duci în caban. Așa că luăm ca să îți sub cer deja, băgăm câțiva în pământ și care să fie parul, adică care să nu ține. Numai că este aici unul. Și înțepenit prin țiriștilor. Mă ține stradă, ia să-l scoată. Să-l ia cu teleacă, teleacă. Nu reușit. Care-i forma asta așa mai... E bravă și poate mergi la o balustradă așa cumva. Vidia. Luăm aici niște măsuri. Vedem cam... cum s-o facem. Nu luat așa măsuri după... cum ce după aia? După așa. Sperăm să nu știe prea înalt. Dar... Mm-hmm. Are forma asta, nu poți să pui chiar așa. E ca să tai eu de aici așa.
ca să vin în curbatura aici, afla intrare. Frumos, știi? Soarele bate de acolo rău tare. Și domnul cum merge, mi-e de greu, nu? Mi-e de greu, deci dau să nu fie coră, trebuie să vă plec raftele. Nu-i problemă. Ține-i mă așa cum puteam. Da. Partea mea luminosă alea că m-am curățit. Plâng copaci, peste tăt. Da, diferență, îți cunoști. Cum erau copaci și aici pe gard, acum nu mai este nimic. Și-mi doresc acum să vadă calmea GoPro. Chiar ne învinunăm de el, adică chiar nu ne gândeam noi că o să avem vreodată. Și chiar mulțumim încă o dată din suflet. Da. Vezi, suma asta nu ți-o donează oricine sau chestii de astea, nu știu, n-avem cuvinte, nu știu cum să mulțumim sau... Prea multe au fost donații, pachete, o grămadă de lucruri, nu știu cum de ne apreciază atât de mult lumea. Vede, cred că suntem sinceri, natural, nu unii, cum îi zice, ne ascundem noi chestii de astea, eu nu-ți fac cu tare, nu știu, și noi, când am zis să facem un lucru, îl facem, nu ne certăm sau alte chestii, punem amândoi osul la treabă și cred că asta a fost cel mai de apreciat lucru. Da. Așa ne-a și spus, că văd că nu vă certați, sunteți prieteni bune, adică vă înțelegeți, nu trebuie să vă certați când vă duceți, să vă duceți după un lucru sau să faceți chestii de astea, nu. Dar noi suntem natural, sincer, cui îi place din noi, îi place, cui nu, nu, după cum v-am spus. Și mergem, nu știu, nu-mi vine să cred, parcă mergem la mare, nu știu, n-am fost niciodată și eu surprins, wow, pentru noi, nu știu, încă nu conștientizăm că o să mergem să ne distrăm și noi da. Odată. Nu știu cât e exact, câte zile o să stăm. Dar probabil cred că de câte am aflat că mergem cu sora mea până la urmă, că am convins-o și pie să meargă cu noi și să stăm vreo 5 zile, cam așa, nu? Cam așa. Așa că el lucrează și cam atâta poate lua concediu așa de câteva zile. Mergem și trebuie să căutăm o cazare, să vedem pe unde o cazare. Abar n-avem pe unde să o luăm. Ne-a spus domnul care ne-a donat suma asta așa de 1000 de euro. A spus că ne-a dat chema, nu știu, în stațiune ca să stăm cu corturile sau cu chestii de astea așa. Acum să vedem cum pot să iei, să vedem dacă ajungem până acolo sau chestii de astea, să vedem dacă de acord cu cine mergem sau dacă poate o găsi deja altă cazare, ei habar n-avem, nu știu. Nu mai gândim și o să vedem, o să căutăm pe parcurs. Acum vedem noi de treaba noastră ca să mai, până plecăm noi acum așa, să mai facem ceva treabă, să mai finalizăm, deja am început. Așa că ai la treabă, domnule Ionuț. Hai. Mergem acum să aducem lehulețul. Luăm de aici. Nu e cam materie. Am făcut și materia de acolo. E măsuri. Să vadă cam cum vine. Eu nu știu, apuc eu ca să-i curăț pe ăștia. Cât faci el aici? Mai vine cu vorbele acolo, când îmi bate în pământ. Și nu are cum să știi pe eu, nu? Nu. Așa cât vine. Hai să iau leacă măsurile aici. E măsurile tu acolo, că eu mă o să-i curăț pe ăștia. Merge exact tare la aici. Da, până îl bate pe ăsta, eu nu să ghe mai corește așa. Da, cum. Hai că stai doar așa. Tu iar să-i dea leagă în acolo. Cu cui și faci? Să bat cui. Nu ce? Acolo nu trebuie să bat cui. Ah. Am luat frumos cuiul. Ia-l prins. Iu. Ai Nic, tare gudă. Te-ai tăiet în tablă. Hai să pregătim, să bătem așa. Hârlețul. Cam pe unde se duce. Să vedem, să vedem, să vedem. Asta e frumos. E vezoleac. Să putem așa, nu? Sau, în față? Mai pe aici, și cam așa, nu?
cu o mașină, nu mai zici. Mai contează cum. Dacă. Nu-i facem la cuile astea, și iar am strâmbat vreo 3 cui. Se speră că nu se strâmbă astea. Mai tare mă sunt de aici. După cum îl simt eu, nu se strâmbă. Îi dă deșeaba asta. Aaaa, mă, vin, stati. Dar așa au fost și la scrânce, în parte și eu am mers lejer, n-am avut nicio treabă cum am mers aici. În parte și am străbat o grama de cui nu mai merge. O cui am străbat atât. Exact așa, la asta am mers ușor, la asta nu mai mers. Depinde cât t-shirt-uri prindem pe undă. Cui? Mai batem. Mai batem aici. Dacă s-o batem în cui, domnule. La cât distanță zic ca să vină și o bucată de lambriu, ce-o grăbat? Nu, dar un preț. Ai preț măsturiască. Nu arată dacă cât de cât fain. Bine că ar trebui arță-te-le, că rămân cu orzeze. Să nu vrei, fain. Să mai batem cu ei aici. Am apucat și noi să batem niște cuișoare și alea când după este. Trebuie. Da, e gadețe astea și cât de cât. De acolo. Eu mă apuc de acolo din partea și... Nu am adus cu cuișoarele astea. Cu scândurile astea deși. Sunt ceva treabă imediat, dacă fac canzări pe ea. Nu mai știi ce facem, n-avem și ni trebuie ca să facem treabă, nu știu ce am putut face. În gard acolo n-avem ce ni trebuie, nu mai avem cuii ca să facem. Cuișoarele astea mici și le mai avem aici. Și mai avem câteva mari. Vedea și noi ce facem. Am acum așa niște măsuri aici. Ca să punem scândura acolo în colț. Nu este un colț în care nu este deloc scândura. Bă, da. Eu unde-am tras să mă lăsa? Pătratul ăsta de aici, așa o să vină tot. Stai. Am bază în ciortă sau nu? Băi, dacă am putut să văd așa ceva, băi, stai, mă. Băi, cum era? Așa? Nu așa o imi. Așa. Așa e. Băi, care erau șanse de să crepe? Băi. Băi, de aici era. De acolo. Nu și măsurile. Mod cât o ieșit aici. O, deja vin tăiete, nu măsură rățime. Așa era. Acolo și foc, o la foc acolo dealul ăla. Sigur o la foc așa. Și noaptea. Și noaptea. Dar foc la greu n-ai cum, cât e distanța mare, tare ești, sunt pânzări, știe. Că o bucată de greu n-ar trebui și așa de lată. Cred că se vede dunga și e roșu de acolo, portocalier. Filmare nu se vede acum, o vedem noi în realitate, se vede arzând așa. Nu spun și soarele, piepuri, ce e acolo? Soarele n-are cum, știi că soarele iau...
Soarele trebuie să ieși, Anadia. Și nu știi. Da, acolo chiar e ceva suspect. Se extinde parcă ușor, ușor, așa, vezi? Nu, e foc. Nu, e foc, sigur, așa. Să vezi, parcă văd de la știri, vezi, cu tare am o ars, nu știu, când Doamne ferește. Sper să nu și iei ceva grav, Doamne ferește. Sper să-și... Lasă, că nu ți-ai frică de asta. Să nu și da vreo bucată, la greu ceva, dar noaptea n-are cum să te iei. Nu știu. Ia acolo. Hai, ce rău să mai faci aici. Măi, chinuiești trumbă toate cu ele în taita. Nu mai este mic el, nu mai rezist. Strâmbă. GoPro, GoPro. Te părăsăm că de acum nu mai aveam blitz la el și nu se vede noaptea aici. Deja e beznă afară. Mă duc să mai continui acolo, domnule Nuț. Dacă mai este treaba, nu vreau. Nu putem pleca acasă, că mâine e duminică și măcar să-l avem pe luni să facem chirpiri, nu știu, pământ de ăsta. Am început să fac aici și l-am aruncat acolo. Am făcut un cerc așa mare aici, am desăpat o grămadă în uglu și să scot tot pământul ăsta de aici. Chiar dacă e noapte, bine, cu filmare se vede prea întunecat, prea exagerat, nu e chiar atât, dar aproape, să știți, chiar aproape. Cum ar fi că vedeți voi pe jos acum, așa e prin prejur pe aici. După cum vedeți, am și blitz aprins, ia uitați-vă. Și întuneric, beznă. Tot aici suntem. Hai, domnul, trebuie să o faci mai mare decât e acum. Trebuie să ajung pisul, unde? Unde pisul, trebuie să ajung. Hai, mă. Vine-te ca aia. Bă, băia. Cât am putut eu întinde, mă? Atâta trebuie să fii cert, ce vreau să fac. Separat de fie, ce-i n-așa treabă. Eu ne-am făcut acolo câteva butururi, dar trebuie să mai fac. Să zic că mulți și ne apucăm de chestiile astea, nu o să terminăm, nu știu. Facem asta pentru că avem nevoie de pământ. Dacă nu avem nevoie de pământ, nu mai săpam eu acum ca să mai muncesc în sărat. Și aici cu nuntar lor, a chiar cu șogăs. Așa oamenii îți facă nuntă de lipași, cum vă știu. Da, și vă mulțumesc din suflet pentru urările de ieri, care mi-ați spus la mulți ani. Îmi pare rău că nu v-am putut răspunde, dar... Mi merge telefonul domnului Ionuț și nu răspunde. Am mai răspuns eu și în numele lui, cum ajung și pe YouTube și pe, în privat pe Instagram, dar sunt chiar și el prost că nu vă poate răspunde și se supăra, adică vă supărați pe el, dar n-aveți de ce credeți, că nu-i merge telefonul, nu vă puteți răspunde. Și chinuie el să tastează, dar nu-i merge, că se blocă. Nu merge. Și da. Acum s-o strica chiar de tot, că acum nu se mai aprinde în unic. Ce ai zis? Telefonul meu e gata. Acum avem fixat edita care l-am îndoi. Da. Așa mi-au e praf, așa mi stă pe birou. Ce mai avem pe aici? Camera, laptopul și GoPro. Oricum, telefonul ăsta e numai de făcut poze de thumbnail și chestii de astea, de da. Filmat, mi-ai filmat mai acum. Tot pentru YouTube, nu vă gândiți că e personal sau alte chestii. Tot pentru, e bazat pe chestiile astea. Așa că mai trag o leacă, mai fac niște pământ aici să le iau. Minuți. Și eu încerc să dau burgeri, eu leacă și de iarbă, să nu le mulțim așa de tare. Cum facem? Am mai mult de mai acolo, Firai mama ei să fie de noapte și de zi ne mănâncă zilele și să țare, aaa, că mi-ai cic de urechi așa mă gherc. Dă-i tare, bagă tare, bagă material. Ceasul este 10 fără 10. Până la 11 mai avem. Așa,
Da, da, chiar. Era când avem o piernă. Da, și cred. Că noi nu ne putem culca așa aici. Luăm niște pai de grâu. Gata. Asta facem. Ne băgăm ca șoare și niște pai de ele. Ne tuchilim ele. Bă, băieți, cam atât rămâne prin neasară. Nu mai putem. E așa toată, toma pe acolo. Să vedem înapoi aici. Nu mai putem, mă. Chiar nu mai rezistăm. Nu mai am gândit. Iar dimineață ne-am mâncat, nici nic. Am fost plecat pe drumuri cu treabă. Dacă era videoclipul de astăzi, poate, adică videoclipul pe care îl vedeți voi acum, poate nici nu apărie, dar am trebuit să facem un efort pentru voi și să spunem ceea ce am primit, că am rămas încă suntem... Wow. Nu ne putem imagina, bă, cât să ne iubească niște oameni, ca să, nu știu, nu știu. Da. A rămas fără cuvinte și chiar vă mulțumim enorm de mult. Și chiar dacă ziceți că ne dă bani sau chestii de astea, nu mai muncim, nu știu ce. De fiecare dată, din contră, noi muncim mai mult ca să dovedim că nu stăm degeaba, chiar dacă primim. Sau lucruri, după cum ați văzut, am achiziționat GoPro, așa dacă era, ne ducem nu știu pe unde și cheltuim așa de iurea. Așa trebuie să știm și să investim, că o să ne ajute mult și GoPro ăsta. Chiar sunt curios dacă se vede bine și scrieți voi în comentarii dacă se vede bine. Și eu am filmat până acum. Chiar dacă noaptea, din păcate, n-are bliz, dar asta e, mai filmăm cu telefonul, după cum vedeți, acum filmăm cu telefonul. Lăsăm să ne dați eu nu-ți. Nu mai acasă, că suntem rupi, nu mai facem mâini sărbători. Am pregătit acolo, dăm mai mojila de lut, mai avem faică, dăm mai mojila. Numai că trebuie udat. Ca să facem cerpici, ca să punem la uscat, că poate când mergem noi la mare, să când venim, să fie uscat, nu? Trebuie să ne gândim din timp cum să facem chestia. Trebuie să apat aici și apărăm la timp să facem mai mult pământ. Să-l dăm acolo, să-l udăm, să-l dăm cu sapa. Hai, să mergem. Aliu. Adevărat că ne mănâncă sunt țare, că suntem în pantaloni scurți și mai eu. Acum, să mergem acasă, să strângem scurile tăti de pe aici. Hai, să-l luăm. Cât de mi-e și ușor, e, parcă nu ai nimic în el, nu știu, parcă nu ai nimic în mână, dar e super tare. Eu îl duc. Sunt super, super tare, uite, balustrada asta. Dacă mai trebuie niște cu auzi cum. Pune-mi plasă, Maria, vește. Nu mai este, cred că le-am avut după noi. Iată-le, ce frumos arată, ești GoPro Hero 9, cum ar veni ultimul model. Scrieți în comentarii dacă e ultimul model sau nu știu. Căuta și 10, dar n-am văzut că nu era pe piață, adică nu știu. În fin, hai să băgăm aici, de la plasă. Păi acolo plasă. Nu știu, e o drujba de aici. Nu, acasă. Folosim die, doamne, școala masă, dacă nu merge de rog. Da. Nu cred că am uitat nic. Dacă am uitat, găsăm mâine, nu e problem. Hai să mergem. Hai să mergem acasă. Uite, beznă și frumoasă încolo. Bet. Nu, nimeni mare drag să mergem pe tuneric, nu știu, nouă ne place să mergem. Nu. E fain. Chiar dacă suntem obosă, dar o să o răsăm atât de obosă. Că e să fie pe gaură. Da. Picioare încălcată în el, uite așa. Picioare încălcată în gaură asta aici. Dar vedeți, alergam și am căzut cu picioare așa și era să ne rup, dar nu se vede. Nu se vede nic. Decât pe acolo prin sat biecurile. Iată mai, noapte, asta e. De ce să nu zâmbăm nimic, mai bine să strâng. D'acord. Nu contează că noapte, că zi, noi muncim oricum. Numai să nu mai putem să acum că nu se vede deloc nici fisul mari, nu înțelegeți, nu fă nimic, adică să vedeți niște pietii, cum ori vedeți pe aici pe jos așa. Uite, Dunga și e roșu așa cum ai acolo. Se vede printre aceste două becuri alea. Acolo e și foc sută în mii. Da. Bat la pariu că foc e acolo. Nici noi la un bec aici. Da. Că era beznă, nu ne mai vedem chiar deloc. Nu ne mai vedem deloc la față. La altă cățăi pe aici de zuri. La altă cănii pe aici, da. Na, ce să le facem. Ui, cam asta a fost cu videoclipul de astăzi. Mulțumim din suflet încă o dată pentru toate donațiile pe care ne le oferești și pentru donația asta minunată, din extrem de mare. Din suflet, Dumnezeu multă, multă sănătate și tot ce vă doriți. Uite, uite și aici, acum am achiziționat cât de frumos. Nu știu, dar sunt niște oameni super deosebit, da. Mai spunem chestia asta o dată. Chiar dacă nu o să-i cunoașteți voi așa de tare, cum s-ar zice, dar noi îi cunoaștem. Noi îi cunoaștem foarte bine. Niște oameni super, super treabă și chiar îi iubim, serios vorbesc, chiar sunt niște oameni, da. Care să avem multe de învățat la ei. Sunt niște oameni super tari, super tare, o să spun în chestia asta, adică câte ori o să fie nevoie.
O să mulțumim până la infinit pentru toate lucrurile pe care le primim de zi cu zi. Așa că dacă v-a plăcut episodul de astăzi, chiar dacă el nu e așa de interesant, știm și noi chestia asta, sau nu a fost așa lung, sau cine știe, povești mai lungi, trecem pe zi asta, nu mai zice nimica. Dați acolo și un like dacă vreți, bineînțeles. Mai dați-ne din când în când și un follow pe Instagram. Marian, și eu, aveți link-urile jos în descriere. Nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul, să nu uitați toate notificările. Un share acest video, să aveți o zi frumoasă, salut!